Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre moralitate, despre normalitate și despre legalitate. Invitatul nostru cu acest prilej este părintele protosinghel asistent doctor Maxim Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Maxim, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am regăsit. Dacă cineva s-ar întreba de ce tema discuției noastre se învârte în jurul moralității, al noțiunii de normalitate și de ce oare și al noțiunii de legalitate, trebuie să spunem că vremurile pe care le trăim, societatea în care ne desfășurăm activitatea, este una dinamică, trece prin anumite transformări, este supusă la anumite presiuni în contextul european și global în care ne găsim cu toții. Fiecare element al schimbărilor legislative pe plan internațional întâmplate undeva departe își găsește ecoul imediat, aproape instant, să o spunem, cel puțin la nivelul percepției publice, al mijloacelor de comunicare în masă și al rețelelor sociale sau de socializare, cum sunt ele numite și la noi în țară. Și din această perspectivă vedem că noi, ca creștini sau creștinii noștri, frații noștri, sunt și suntem tulburați, ispitiți, cum am spune, provocați, ne aflăm în fața, în orice caz, a unor realități noi. Ni se cere să ne raliem la niște standarde pe care le considerăm diferite de ceea ce ne impune moralitatea sau morala noastră creștină, viața duhovnicească mai cu seamă. Și cred că se învârte toată discuția în jurul ideii de normal și normalitate, dar până ajunge acolo, preacuvioase Părinte Maxim, vă rog să-mi spuneți de ce aceste trei în această succesiune, morală, normal și legal. Aceste trei concepte sunt din ce în ce mai des puse în discuție, atât la nivelul filozofiilor timpului, la nivelul gânditorilor, cât și în ceea ce privește modul în care ele sunt aplicate în societate pentru ca relațiile interumane să fie reglementate în funcție de acești trei termeni sau de aceste trei concepte. Aceste noțiuni sunt lovite din ce în ce mai mult de ambiguitate. De fapt, se dorește, de o anumită manieră, transformarea lor sau înlocuirea conținutului semantic pe care inițial aceste concepte l-au avut. Asistăm la o resemnificare a acestor concepte, la o modificare a mesajului lor, astfel încât societatea devine din ce în ce mai bulversată. Societatea tradițională este ținta unui asemenea demers, astfel încât în spațiu public asistăm la tot felul de convulsii sociale, la tot felul de discuții în jurul acestor trei termeni, a căror semnificație nu mai este cunoscută sau cărora li se oferă o nouă semnificație. Dar nu trăim, preacuvioase Părinte Maxim, întreabă această parte a societății, a lumii libere. Nu trăim într-o lume nouă? Trăim într-o lume nouă organizată sau consolidată pe vechile fundații. Să nu uităm că Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre vin nou care este pus din nefericire în burdufuri vechi, despre petec nou la haină veche și așa mai departe. Adică în această interacțiune a omului cu Dumnezeu, în această interacțiune a omului cu semenii săi, evident că omul este supus unei duble măsuri. E vorba de măsura umanului,
așa cum îl cunoaște el, așa cum se manifestă sau se exprimă el în mod natural, a unei naturi corupte, căzute, predispuse la rău, înclinate spre păcat, și relația cu Dumnezeu care intervine în istorie și care îl răscumpără sau vrea să-l vindece pe om de această moștenire naturală contaminată, afectată, și care relație care presupune din partea omului unui schimbării de optică, presupune împărtășirea din noi valori, acelea pe care Dumnezeu îi le oferă omului, și în funcție de aceste noi valori acumulate sau asimilate, omul începe să trăiască după alte norme, după alte normative. Și atunci există un conflict între norma de viață a omului natural, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau care nu împărtășește valorile divine, și norma de viață a omului care deja s-a întâlnit cu Dumnezeu, care trăiește după noi coordonate, normă care este numită în deopște normă creștină sau normă morală, morala creștină. Cu permisiunea preacuvioșiei voastre, aș vrea să introducem o distinție necesară pe care o face gânditorul român Horia Roman Patapievici în lucrarea sa Omul Recent, care să ne ajute să nu facem referință, iată, la cazuri concrete, particulare, foarte recente, de presiune ideologică, de astfel de exemple, de mecanisme care se vor a fi implementate, și care spune Horia Roman Patapievici că Omul Recent este omul care valorizează tot ceea ce este nou, în contrast cu disprețul pe care îl afișează față de tot ceea ce este vechi, așa, la gros, la modul general. În acest sens, iată, normalitatea este prezentată astăzi ca ceva superflu, ca ceva, în orice caz, mobil, labil, vulnerabil, și dacă e vulnerabil, atunci prin aceasta este calitativ, să spunem în felul acesta. Nu trebuie să fie fixată în anumite cadre, să nu fie legată de niciun fel de criteriu, decât tot de pluralitate, slăbiciune și așa mai departe. Și așa cum am văzut la un moment dat exprimat acest enunț, normal is just another setting on a washing machine, spunea cineva, adică normalul este doar o setare a mașinii de spălat. De ce ar fi rău? De ce se consideră că normalul, ideea de stâlpul acesta axial, axiologia, valorile, ar fi ceva opresiv? La ora aceasta, noua paradigmă, să spun așa, a gândirii colective, normalitatea nu mai este dictată de valori obiective sau de un set de valori pe care o comunitate le împărtășește sau asupra cărora acea comunitate umană a căzut de acord, că ele, acele standarde de viață, reprezintă valori care trebuie urmate cu obligativitate de către toți, ci acum cadrele normalității sunt fixate de bunul plac, de plăcere. De acel ad libitum, la dorința... La dorința persoanei, adică sunt lovite de subiectivism. Din acest motiv, normalitatea, ceea ce numim noi acum, la ora aceasta, normalitate, nu coincide cu normalitatea așa cum a fost ea înțeleasă, să zicem, timp de câteva sute de ani, sau chiar 1000 și ceva de ani, în spațiu european și în spațiu creștin, normalitatea fiind identică sau echivalentă cu moralitatea creștină. Ce facem? Ne apărăm? Ne repliem? Suntem apologetici, polemici? Ni se spune să stăm liniștiți? Noi trebuie să fim ca biserică și ca societate creștină, atât cât mai există, atât cât mai are subiecți care să împărtășească valorile creștine, noi suntem obligați să mărturisim.
nu suntem polemici, nu intrăm în război și în conflict cu nimeni, ci noi trebuie să, creștinii trebuie să mărturisească, să oferteze societății contemporane, să oferteze lumii valorile credinței, valorile lui Dumnezeu întrupat, valorile Mântuitorului Iisus Hristos ca model de viață. Astfel că biserica nu impune, cum nici Mântuitorul Iisus Hristos nu a impus nimănui nimic, ci biserica propune, vine cu ofertă. Evident că oferta este extrem de generoasă, numai că ea poate fi acceptată, poate fi receptată sau poate fi respinsă. La mijloc stă liberul arbitru. Liberul arbitru al fiecărei persoane trebuie să guverneze această relație între cerere și ofertă. Astfel că societatea în care trăim, dacă vrea să trăiască mai departe în normalitatea moralității creștine, poate să o facă, iar dacă nu, poate să respingă oferta lui Hristos și să trăiască după alte coordonate ale normalității impuse de bunul plac sau impuse de niște cutume sau obiceiuri care în timp pot deveni obligatorii. Cutumele creează normalitatea, adică acele obiceiuri ale oamenilor care sunt împărtășite și transpuse în viață de mai multe persoane pot deveni o normă pentru acea asociere, pentru acea comunitate de oameni care pot să o extindă în funcție de membrii care aderă la acel set de valori. Mai departe, comunitatea respectivă mărindu-se poate să, și devenind majoritară, poate să impună ca normă de viață modul, valorile pe care le împărtășesc și astfel acea normă să se transforme în lege, să devină legală și să fie așezată sub semnul imperativului. Adică norma sau normalitatea capătă accente legale, devine imperativă și ea trebuie respectată de către atât de majoritate cât și de minoritate, astfel încât un mod de viață mai puțin moral sau imoral poate deveni la un moment dat normă pentru întreaga societate. Cum un mod de viață spiritual, moral, benefic pentru umanitate poate deveni normativ atât pentru oamenii care doresc să facă binele, cât și pentru cei care încalcă binele și se pretează la acțiuni imorale. Ori, din nefericire, oamenii nu reușesc să facă întotdeauna această distinție între normalitate, moralitate și legalitate. Și consideră că ceea ce este legal este și moral. Și dacă e legal, poate deveni și normal. Ori, nu tot ceea ce este moral este și legal. Cum nu tot ceea ce este legal este și moral. De aceea o parte din legile statului, că vorbim de legalitate, care normează raporturile dintre cetățeni, o parte din legile statului nu sunt impregnate de moralitate și vedem acest lucru în codurile penale, în codurile civile, după care sunt judecate actele interumane în cadrul proceselor, dar o parte din legi sunt altoite, ca să spun așa, sunt impregnate de spiritul creștin, de valorile emanate din cele 10 porunci sau din învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos. Dar pentru că suntem la o emisiune cu profil editorial duhovnicesc, Preacuvioase Părinte Maxim, vreau să vă întreb la nivel personal, de intimitate, de spațiu dintre acesta, care să nu fie considerat a presupune coagulări de masă, acțiuni
sociale majore, de anvergură, deși foarte mulți creștini consideră că și astfel de lucruri trebuie făcute. Cum procedăm? Cum rezistăm? Ce facem? Ne lăsăm până la urmă convinși sau comportamentul nostru în spațiul public va fi dictat de astfel de legalizări, iată, de o legalizare sau alta, de un astfel de normal sau... Deci alt. Putem să apelăm la un tip de militantism social în care creștinii sau persoane de conștiință creștină să decidă din punct de vedere legal rostuirea și felul în care sunt concepute legile, adică creștinii să devină factori decidenți. Și aici aș vrea să apreciez cumva demersurile pe care le fac creștinii evanghelici în diverse zone ale lumii, în țări precum Brazilia sau țări în care au o economie emergentă, economie în creștere și sunt în curs de dezvoltare. Dar chiar și în Europa. Și în Europa. Biserica Romano-Catolică și bisericile protestante care sunt prezente la Bruxelles lobby, și peste tot. Care fac un lobby extraordinar de pozitiv pentru ca legile care sunt emise de factorii decidenți să fie impregnate de spirit creștin, să aibă la bază fundamente creștine. Din nefericire, în societatea românească, aceste inițiative sunt destul de timide. Ar trebui să... Sunt politizate. Sunt politizate și ar trebui ca biserica să pregătească generații viitoare de tineri, de creștini responsabili și care să fie implicați și la nivel politic. Să fie implicați în, și să fie responsabili față de deciziile care trebuie luate la nivel instituțional, la nivel guvernamental. Astfel că biserica însăși trebuie să aibă o ofertă extraordinar de tentantă. Biserica trebuie să vină cu sau să aibă o altă abordare, să-și modifice puțin abordarea în raport cu aceste așteptări ale societății, pentru că altfel biserica va deveni, se va ghetoiza, va deveni o minoritate, creștinii vor deveni o minoritate care vor trebui să asculte și să trăiască din punct de vedere legal, după coordonatele majorității care nu va împărtăși întotdeauna convingerile și valorile creștine. Timpul trece foarte repede și vreau să apucăm să abordăm și ideea de abuz. Și din ce perspectivă? Din perspectiva celor care o pun pe masă, o pun în discuție și consideră că normalul a devenit pentru dânsii, normalul așa cum încă l-avem definit și îl considerăm noi cu toții creștinii, o formă de abuz, de o presiune la adresa valorilor sau neovalorilor lor sau pseudovalorilor lor, cum le-am putea numi noi. Cum poate să devină normalul abuz când noi sau cei care se ghidează după norma creștină consideră un abuz din partea cealaltă? Normalul poate să devină abuz când începe să se manifeste ca intoleranță. Intoleranța este o manifestare abuzivă a omului care încearcă prin mijloace sau metode brutale sau violente sau coercitive să impună unui alt om sau unei comunități propriile valori sau valorile în care crede, fără ca să fie convingător, fără să meargă pe calea dialogului și pe calea ofertei. Adică într-o societate pluralistă este foarte important ca membrii acelei societăți să beneficieze de oferte, să ia la cunoștință despre conținutul acestor oferte și în funcție de conținut să aleagă în cunoștință de cauză. Ori în spațiu public e foarte puțină transparență din acest punct de vedere,
lucrurile nu se discută clar, nu există un dialog sincer bazat pe niște premize de la care să comune, de la care să pornească acest dialog, și din cauza aceasta se ajunge la abuzuri. Din punctul meu de vedere, societatea în care trăim, în normalitatea aceasta, nu este o societate discriminatorie, ci este o societate destul de tolerantă, având în vedere faptul că majoritatea societății, cel puțin în România, sunt oameni de conștiință creștină, sunt oameni care împărtășesc moralitatea, care trăiesc după o moralitate cu adânci rădăcini creștine și care își doresc la nivel social, la nivel public, ca normele morale să guverneze relațiile dintre membrii acestei societăți. Mă refer la morala creștină. Astfel încât biserica și creștinii nu trec dincolo de spațiul acesta public, încât să fie intruzivi în viața personală a fiecărui om în parte și să interzică să trăiască în particular după bunul plac. Evident că fiecare poate să trăiască cum dorește, fără să aducă atingere în niciun fel libertății și drepturilor unei alte persoane. Pare că este o bătălie pentru revendicarea noțiunii de normal sau normalitate și a spațiului public. Bineînțeles că cei care pun în discuție conținutul noțiunii de normalitate ar dori ca, la nivel public, normalitatea să nu fie identică cu moralitatea creștină sau cu legalitatea impregnată de valorile creștine atât cât o mai avem astăzi. Nu cu legalitatea, ci cu legalizarea. Și evident că ei doresc, aceste grupuri de interese, doresc ca pseudonormele sau normele care nu sunt identice cu morala creștină să dobândească caracter legal, care să le procure acelor persoane drepturi, și nu numai drepturi, ci și posibilitatea de a pune presiune pe cei care nu împărtășesc același set de valori. Astfel că se dorește legalizarea unor modele sau unor moduri de viață care contravin flagrant moralei creștine. Ori, din punctul acesta de vedere, biserica trebuie să-și manifeste dimensiunea ei profetică și să-și asume critica, să devină critică față de aceste ingerințe ale legiuitorilor în spațiul moralității creștine. Să devină și ea revendicativă, Preacuvioase Părinte Maxim, sau doar mărturisitoare? Și biserica să fie mărturisitoare. Biserica să sancționeze, nu legal, nu violent, nu prin metode de coerciție, ci să sancționeze prin metodele proprii de natură spirituală și prin educație, educarea responsabilă a propriilor membri, să sancționeze prin boicot, ca să spun așa. Ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în America în timpul lui Martin Luther King și altor creștini care au propus un anume tip de boicot, rezistență, da, și de rezistență manifestată la nivel social în raport cu legiuitorul, în raport cu statul, care tinde să promoveze legi care contravin moralei creștine și să schimbe conținutul sau natura normalității. În concluzie, este pentru noi o problemă de asumare, iar pentru cei care doresc impunerea sau legalizarea unor altfel de valori, o problemă de număr? Vă întreb pentru că înainte de emisiune mi-ați mărturisit un gând discutând despre ceea ce urma să abordăm.
v-am întrebat cum ar arăta societatea sau unde am ajunge dacă numărul nostru ar fi din ce în ce mai mic. Dacă numărul creștinilor care împărtășesc morala evanghelică, da, morala Mântuitorului Iisus Hristos s-ar diminua, s-ar micșora, și numărul celor care împărtășesc un alt mod de viață sau alte valori ar crește, atunci creștinii ar deveni o minoritate. Ne-am întoarce probabil la perioada de început a istoriei bisericii, în care creștinii erau minoritari în mijlocul unei mări de păgânism, în mijlocul unei populații care împărtășea alte valori, cu alte moravuri, cu alte stiluri de viață, și atunci majoritatea ar face experiența unui stil de viață necreștin, da, care va avea niște consecințe în timp, și pe consecințe pe care această societate majoritară necreștină, să spunem așa, le va suporta. Consecințele evident că nu vor fi pozitive, și va avea acest tip de societate va avea două alternative sau două opțiuni. Pe de o parte, să se întoarcă la valorile creștine, să accepte oferta bisericii, sau încet încet să se prăbușească sub propria greutate, pentru că consecințele pe care le vor suporta la nivelul vieții personale și la nivelul vieții sociale, comunitare, vor fi atât de dramatice, atât de dureroase, încât s-ar putea să se ajungă la un soi de extincție, la un soi de diminuare a vieții, diminuare a entuziasmului de a trăi, și la o asemenea fatalitate încât oamenii aceia se intre într-o criză existențială atât de mare încât să nu știe ce să facă. Da. Preacuvioase Părinte Maxim, vă mulțumesc pentru această discuție despre realități care au impact asupra sufletului nostru, și vă aștept data viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, la revedere!